Alur este un exemplu de ecoeficientizare și management al protecției mediului, iar conducerea companiei a făcut investiții de peste 100 de milioane de dolari în diferite instalații de reciclare. De aceea, compania este un exemplu pentru toate marile fabrici din industria lumii. SECALRO a aplicat în ultimii 15 ani cele mai bune tehnici disponibile privind controlul integrat al poluării. Centrul de tratare gaze electroliză este cel mai mare din Europa, iar alumina se recuperează și este folosită în producție. 99,5% din gaze sunt reținute. Au urmat centrul de tratare fum de la Anozi și centrul de tratare gaze de turnătorie. Prin finalizarea capacității pentru reciclarea deșeurilor de aluminiu, Alro a redus consumul de energie cu 95% pentru aluminiul produs prin această tehnologie. Emisiile de dioxid de carbon au scăzut de 6 ori comparativ cu 1989, iar emisiile de gaze au scăzut de 39 de ori. Compania a scăzut de 5 ori consumul de apă prin investirea în capacități de recirculare. Începând cu anul 2002, putem să vorbim de o reținere a florului de la 60% la maxim 99,5% în prezent. Putem să vorbim de o instalație de transport pneumatic a luminei calcinate și o modernizare a centrului de tratare a fumului, în care emisiile sunt captate, epurate uscat și eliminate fără să conțină noxe. Cu toate că Alro Slatina este acum cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală și de Est, toate produsele care se realizează aici se fac într-un mediu închis, fără ca noxele să ajungă în aer. Alro nu mai este acum unul dintre marii poluatori ai Europei, ci o companie plină de flori și verdeață, cu angajați instruiți să colecteze selectiv și să protejeze mediul. Alro își protejează atât metalurgiștii cât și pe slătineni, pentru că oamenii sunt Alro.